Darul-i dar și harul-i har. Iubiți credincioși, Sfântul Apostol Pavel, în 1-a epistolă către Corinteni, capitolul 12, versetele 4-5, spune așa: darurile sunt felurite, însă același Duh, și felurite slujiri sunt, dar același Domn. Păsările cerului îl slăvesc pe Dumnezeu prin cântarea lor. Florile de câmp înalță spre cer miros de bună mireasmă, ca pe un fum de tămâie adus spre lauda Domnului. Pomii presară cu roadele lor pământul, norii îl stropesc cu ploi binefăcătoare, stelele luminează întunericul nopții cu strălucirea lor minunată. Natura întreagă îl slujește pe Făcător și îl slavoslovește. Și noi, cei ce slujim lui Hristos pe pământ, avem fiecare menirea sa. Unul se ostenește hrănind o familie foarte numeroasă, altul își dedică forțele și capacitățile slujirii sociale. Un altul, epuizat de boală, este o pildă tăcută de răbdare și de supunere. Unuia însă i s-a dat darul cuvântului, altuia talentul de scriitor, iar un altul a fost înzestrat cu o voce minunată, altuia i s-a dat să șadă cu evlavie mută la picioarele lui Iisus Hristos, luând aminte la cuvintele lui, sorbind cu buzele însetate din izvorul de apă vie. Dragii mei, darurile pe care le-am primit și noi preoții și dumneavoastră mirenii sunt de multe feluri, dar fiecare dintre noi trebuie să slujească Domnului tocmai cu darul pe care l-a primit de la El, oricât de modest și de nebăgat înseamnă ar fi acesta. Așadar, să nu pierdem timpul străduindu-ne fără folos să scoatem din noi ceea ce nu ne-a fost dat, ci mulțumindu-ne fiecare cu darul primit de la Dumnezeu să-L sporim fără încetare spre slava Lui, să mulțim talentul, iar la sfârșitul vieții noastre va da Dumnezeu și vom auzi cuvintele Mântuitorului: bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune, intră în bucuria Domnului tău, Matei 25:23. Darul-i dar și harul-i har. Mi-au spus cineva că un anume preot are mai mult har decât un altul. Cum am putea cântări harul? Am putea oare spune că un preot are 3 kg de har, iar altul numai 1,8 kg? Nu, nu, dragii mei, darul-i dar și harul-i har, adică absolut toți preoții creștini ortodoxi au prin hirotonie harul Duhului Sfânt, putere sfințitoare în egală măsură. Am auzit mai mulți oameni spunând admirativ: cu tare, părinte, este un preot cu har. Nu este corect să spunem că un preot are har, iar altul nu are, sau să spunem că unul are mai mult har și altul are mai puțin. Dovada de necontestat este că în ziua de bobotează, apa se face aghiasmă mare prin invocarea Duhului Sfânt. Vino, Dumnezeu, Duhule Sfinte, și sfințește apele acestea. Și prin crucea pe care o fac preoții, prin afundarea mâinilor în apă, indiferent de vrednicia sau de nevrednicia lor. De ce? Pentru că apa nu sfințește preotul, ci Dumnezeu prin preot în Duhul Sfânt. Însă, fiecare are de la Dumnezeu darul lui, 1 Corinteni 7:7. Adică, un preot este un foarte bun duhovnic, un altul este foarte bun misionar, altul este un excelent pictor de icoane, un altul însă e foarte milostiv, iar altul este un minunat predicator. Unul așa și altul într-altfel. Însă, indiferent de darul pe care îl are preotul, puterea sfințitoare este aceeași în fiecare dintre ei. Aceeași putere sfințitoare o are și preotul călugăr și preotul de parohie. Iubiți credincioși, fără preoți creștini ortodoxi, buni duhovnici, se golesc sfintele biserici ortodoxe, dar se umplu clinicile de psihiatrie. Doctorii lucrează cu știința omenească limitată, în timp ce preoții duhovnici lucrează cu puterea Duhului Sfânt nelimitată, infinită. Așadar, doctorii psihiatri te pot ajuta să te împrietenești cu oamenii, iar preotul duhovnic te ajută să te împrietenești cu oamenii și mai ales cu Dumnezeu. Preoții au cheile împărăției cerurilor și îți voi dați ei cheile împărăției cerurilor. Oricâte vei lega pe pământ, vor fi legate și în cer, și oricâte vei dezlega pe pământ, vor fi dezlegate și în cer. Matei 16:18. Preoții creștini ortodoxi deschid porțile raiului prin sfintele taine, botez, mirungere, cununie religioasă, sfântul maslu,
dar mai ales prin spovedanie și împărtășanie. Așadar, vă repet îndemnul Domnului nostru Iisus Hristos, duceți-vă și vă arătați preoților. Luca 17:14. Amin și aliluia!